Să sperăm că astăzi e ziua în care apuc cuțit. Hai să vedem, Rafaele, noroc în 3, 2, 1 și... Două mânuși... Ro... Atât! Atât! Nu! Nu! Băi, nu! Wow! Wow! Prieteni, bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal unde vă X-Lader vă schimbă viețile. În 2024 spre 2025 suntem din nou pe Stand of 2 unde vom deschide niște cutiuțe. De data aceasta lăsăm cutiuța asta Chameleon sau Cameleon la o parte și pentru prima oară în 2024 sau în 2025 deschidem iar cuțite. Cuțite care sunt acestea, Butterfly, care sunt super mișto. Am tot băgat bani în canalul acesta, știu că nu este așa ok pentru că multă lume mi-a zis: bă, de ce ar băga bani într-un canal secundar dacă el nu face niciun ban? Da, ai dreptate. Nu face niciun ban pentru că vrea să crească acest canal secundar și vreau să investesc în el. Poate ăsta are mai mult noroc decât celălalt care s-a dus la vale. Bine, și YouTube-ul s-a dus la vale. Și poate am noroc. Uitați-vă cât costă oferta asta de 10 cutiuțe. Costă 6699. Foarte mulți bani, după părerea mea, pentru că eu nu fac niciun ban. Și dacă aș face bani, probabil aș face undeva la 10 lei. Pentru că, ghișen, nu există vizite. După ce am terminat opening-ul ăsta, toată lumea iese după episod și ceea ce îmi generează mie cât mai puțin venit și nu aș face bani cu totul. Așa că dacă vrei să mă ajutați și mai doriți opening-ul următorul episod, uitați-vă la, până la final la episod, chiar dacă mai fac și gameplay, pentru că multă lume mai vrea să vadă și gameplay, nu doar să intru, deschid cutiuțe, să ies. Și la 2000 de like-uri, dacă se strâng, o să dau 500 gold la cineva. 500 gold la 37,99 de lei. Îți răspund eu în comentarii, te caut și îmi spui userul tău și îți trimit niște gold sau îți cumpăr un produs la preț mai mare. De exemplu, pui tu un produs, îmi spui: bă, am pus produsul ăsta la 0 lei și l-am cumpărat eu cu mai mult, ok? Haide să vedem, ăsta este standoff, o să-i dau luminositatea un pic mai mic. Bun, și o să bag circa 60 de lei, mi-e puțin așa, nu știu cum să zic, parcă nu aș pune bani în jocul ăsta, dar vreau să fac conținut. Și vreau să vă uitați, un episod al meu a prins chiar 20.000 de vizite și mi-a crescut speranța că poate pot să cresc canalul ăsta, că mulți se întreabă: bă, de ce bagă bani? Uite de-aia, vreau să cresc acest canal și chiar vreau să-l duc un pic mai sus decât celălalt și poate pot să fac în sfârșit jocuri de telefon mobil și jocurile pe care eu mi-l doresc fără să mai mi se reproșeze. X-Lader postează ce ai jucat în 2012. Așa că haide să băgăm banii, o să băgăm banii aici. Ok, o să luăm această ofertă, are minus 25% pentru că nu cumperi câte 100, cumperi direct 1000. După părerea mea ar trebui oferte mult mai mari aici, un 50%, cum e la aceasta. M-ar avantaja pentru mai multe episoade să bag aceasta 3000. Dacă strângem 2000 de like-uri o să bag 3000, din spatele lui Rafael de acolo îl vedeți, hai să vă arăt. 3000 din astea e singura ofertă pe care o mai cumpăr la 1000, aveți dreptate, m-ar avantaja super mult dacă mai fac episoade să bag 3000. Dar dacă bag 3000 o să deschidă toți și asta e nasol. Cumpărăm oferta asta cu 1000 și revenim, nu avem niciun ban în cont, sunt banii mei proprii, adică mergem la servici și cumpărăm ofertă. Ce poate fi mai minunat de atât, adică nu mă sponsorizează jocul ăsta cu absolut nimic. Am încercat o dată să vorbesc cu ei, a zis că nu vor să-mi dea nici măcar 1000 gold, așa că cheltuim banii noștri. A scris acolo sus, successful, și dacă vă place seria asta, următoarea ofertă pe care o cumpăr e asta cu 145 de lei din spatele lui Rafael, pentru că m-ar ajuta și pe mine mai mult dacă aș face 3 episoade 2000. În schimbul aceste oferte, dacă aș face 3 episoade, asta ar costa în jur de 200 de lei și câștig 50 de lei. Vorbim aici de lei pentru că suntem pe buget foarte, foarte scurt și adăugând zilnic bani într-un joc, pierzi banii și nu se mai întorc niciodată. E doar de distracție. Astăzi deschidem Fable Case-ul ăsta pentru că aici sunt cuțite destul de scumpe. E bine că s-a încărcat extrem de repede. Cred că o să deschidem doar o cutie de asta Cameleon pentru că m-am dezamăgit. O să cumpărăm doar una Cameleon și o să cumpărăm 9 din acestea, mai am rămas doar 9. Ulterior poate o să mai adaug un 10 lei acolo, să mai deschid una, să văd dacă, uite, open, o să deschid fragmente aici, fii atent. N-am mai deschis fragmente, dar dacă mi-ar da și eu un fragment de la gold, în niciun caz nu mi-a dat fragment bun, mi-a dat fragment uncommon. Și mai avem aici uncommon fragment și după aia putem să craftăm un skin,
Find on marketplace și să craftăm un skin. Tu craftă skin, îți trebuie 9 fragmente. Bă, interesant asta. Se pare că mi-am mai dropat una, nu? Astea, decât astea două am. Rare fragment și de deschis fragment. Bun, începem cu cutia nouă. Avem mânușile astea Mimicry. Am văzut că mai e pe shop și cutia asta. O să vă arăt chiar acum marketplace. Și s-a adăugat o cutie la care mă uitam eu data trecută. În colecțiile astea ultimele. Fun and Sun, cred că asta e. Avem cutia asta Fun and Sun. Uite-l pe al nostru pe Ovidiu aici cum arată. Și avem, uite-l avem ăsta. E foarte scumpă cutia asta. Adică uitați-vă și voi, 80 și... Bă, nu e așa scumpă, actually. Dar mai e una care e scumpă. Unde e? Mai asta Fun and Sun, uite-o. Uite-te la asta, mâncați așa. 1000 o cutie. Și îți dă niște cuțite mișto. Ia uite, carambitul ăsta... Îți dă cucriul ăsta, îți dă degărele astea, îți dă tanto. Și ce să vezi, sunt doar cuțite în această cutie. Deci nu știu ce ai putea să apuci ca să faci și profit, să zicem așa, profit. Haide să vedem, o să începem cu prima cutie, lăsăm vorbăraia. Chiar cutia aia a fugit, pe care vreau să o deschid. Să sperăm că astăzi e ziua în care apuc cuțit. Hai să vedem, Rafaele, noroc în 3, 2, 1 și... Două mânuși. Atât! Atât! Nu! Nu! Băi, nu! Wow! Wow! Bă, cum se poate așa ceva, mă? Băi, eram cât pe aici, bă! Bă, ce e asta, bă, că nebune... Bă, nebunezi, bă, spune-mi că tu n-ai luat o razna în acest moment dacă te joci stand-up și-ți face chestia asta. Bă, n-are, bă, cum, bă? Wow, sunt uimit de jocurile video pe televizor. Wow, sunt uimit. Puneți asta pe TikTok, momentul epic. Și spuneți-mi în comentarii pe TikTok ce s-a întâmplat acolo, că nu înțeleg. Wow, mă salva astăzi cu bugetul total, bă, mă salva. Ai, 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 mama, am crezut că-mi pică. Sunt șocat, hai să vedem, poate ne pică cuțit, n-a vrut să ne dea mânuși și ne dă un cuțit ca ăsta, scumpicel, frumos. Hai, niciun cuțit, primul cuțit, al doilea cuțit. Și ne dă asta Cerbereus, care nu-mi place, sincer, să fiu deloc. Cu trei câini care te atacă pe străzi. Nu știu ce să zic. M-a șocat, pur și simplu. M-a șocat, adică, bă, cât de aproape am fost să iau mânușile. Bă, ce mânuși erau, mă? Nu pot să cred, ce mânuși. Cred că astea erau, chiar astea Mimicry astea. Care îmi plac mie, chiar astea Mimicry. Nu pot să crezi, dacă mergem pe shop și dăm aici și dăm la filter și dăm aici Vibe Collection, cred că asta e colecția, nu e asta Vibe Collection, doamne ce nebun sunt, cred că e Chameleon Collection și dacă ne uităm la mânuși, 1200, bă, am salvat tot episodul și ce crezi, deschideam gratisă, asta este, îl dăm un pic mai tare, să auzim, iauzi, ce bubuie! Următoarea cutie, bă, să sperăm că nu mai îmi face bait de ăla și chiar îmi dă itemul. Hai să vedem, un cuțit am văzut acolo. Un cuțit, du-te spre Lizard, du-te. Uite așa, nu putea să pună frână acolo. Bă, un bait ca ăsta strică toată ziua posibilă și nu-ți mai vine să te joci absolut nimic, sincer să fiu. Mi-a stricat toată ziua, să zice, Sixlader, ești nebun, n-are cum să strice ziua un joc. Ba, da, are, că mi-a trecut pe acolo la limită, cred că o cutie a fugit iar, n-a fugit nicio cutie, mamă, chiar îmi doream să o cutie să fugă de aici. Am destul de multe skin-uri, nu prea am vândut nimic pentru că nu au valoare pur și simplu dacă te uiți. Hai să facem un crafting aici frumos. Ia! Wow! Frumos! USP Ghost. Nu știu ce să zic, nu prea mă joc eu cu USP-ul, dar... Cam asta este show-ul. Nu arată nici așa bine. În mână, să zicem așa. Am deschis două de-astea. Bă, mai avem una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte cutiuțe. Hai să vedem. Bă, orice cuțit de aici e binevenit. Orice cuțit de aici, orice cuțit.
Sau măcar să mai dea un bait, dar bait de la nebun de 100 de lei. 3, 2, 1 și... Mamă, câte cuțite! Și niciodată nu dă ăla de la final, la ăștia oprește la toate și în partea aia n-a oprit la nimic. Nu pot să cred așa ceva. Așa ceva este greu de crezut și greu de închipuit și greu de imaginat. De asemenea, să fiți prezenți pe 26 octombrie pe canalul principal la ziua mea acolo, unde vă invit pe toți cu Rafael, cu ăștia, suntem toți prezenți acolo. Deci aici, upgrade the rarity. Oh, ca să upgradezi îți trebuie din astea fragmente și ca să iei fragmente trebuie să te joci. La final o să deschidem încă o cutie. Pentru că ce să vezi, dropează cutii. Dacă ești bun pe joc și rup pe joc, dropează o cutie. Hai să vedem următoarea. Hai, dăm pe ăsta. Dăm pe ăsta măcar, să mai am și o cuțit în inventar. În 3, 2, 1 și... Un cuțit a trecut, două cuțite, trei cuțite. Și ne dă un fân în fal. Bă, dar cum... Știi ce nu înțeleg eu? Cum toate itemele bune trec prima oară și rămân itemele slabe ultima oară? Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu cum ce să zic. Ar trebui făcută o ruletă așa cu rânduri multe și să dea. Să se întoarcă așa. Le văd toate itemele din ruletă. Mai avem una, două, trei, patru, cinci. A început să mă doară și puțin stomacul de la emoțiile alea, dar nu știu ce să zic despre asta. Hai să vedem. Putem să craftăm ceva? Nu putem să craftăm nimic. Nici măcar astea. Nici măcar astea. Nici măcar astea. Nici măcar astea. Nici măcar... Ba da, bă! Ba da, bă! Sunteți pregătiți pentru cel mai tare craft din episodul lui X-Lader? Fiți atenți, în 3, 2, 1 și... Uuuu, și... Dat un Mimicry. Bă, dar nu am ce să fac cu el, că mai am unul. Mai am unul, am două Mimicry din astea. Rarity, o să dăm după ba nu. După Rarity o să dăm și cutiile rămân jos, din păcate. Hai să vedem în 3... 2, 1 și încă o cutiuță cu Butterfly. Pleacă chiar acum. A trecut un cuțit. A trecut. Și ce să vezi, trece peste el. Peste ăla rozul trece. Peste ăla rozul trece. Dar dacă aveam cuțit acolo, să oprea înainte. Și nu mi-a dat absolut nimic. Absolut nimic. Echipt. Hai să vedem, lăsăm așa. Nu știu cum să lăsăm așa. Item type. Lăsăm cutiile primele, mai avem 3 cutii, 4 cutii mai avem. Hai să o deschidem pe asta care fuge, asta întotdeauna care fuge. Dăm așa de multe ori ca să zăpăcim scriptul. Și dăm direct. Niciun cuțit în cutia asta. Și uite-l bă unde era la final, acolo sub Rafaila. Sub Rafaila acolo la final! Băi, nu știu ce să zic, nu m-am distrat de ăștia 70 de lei mai deloc. Și nu m-au surprins într-un mod plăcut, m-au păcălit pur și simplu. Am crezut că e mânușile 100%, 99,9% mânușile alea treia luate. Treia luate, crafting, nu te lasă să craftezi, asta e foarte... Fii atent, parola aici, a plecat o cutie iar, nu mai o deschidem pe asta, o ignorăm că a plecat. Parola este așa, apeși pe X, intră o dată pe cutie, intră o dată pe cuțitul ăsta, dai X și repede deschizi. Mamă, câte cuțite erau la început! Mamă, ce ne-aș da să se oprească acolo și să am... bani extrem de mulți pe jocul ăsta și să deschid, să fiu cel mai bun din România, cel mai mare opening din România să-l fac. Cel mai ghinionist opening din România. Mai avem două cutii valorând 200, înseamnă 20 de lei. Hai să vedem dacă ne dă ceva, o să dăm opening la și la asta. Bă, măcar ăsta roșu, dă-mi-l pe ăsta să ne distrăm și noi cu ăsta. Nu știu ce să zic despre asta, hai să vedem. 3, 2, 1 și... Un cuțit, două cuțite... Bă, măcar ne-a dat o roză. Și cu roza putem să craftăm roșia, dar nu avem așa multe roze. Mamă, avem trei de-astea Mimicry, de-astea trei. Aș putea să cumpăr, să mai bag bani și să cumpăr, să craftez, să dau crafting și uite, să iau un disgust ăsta. Cam cât costă disgustul ăsta? O fi vreo șmecherie ceva, hai să vedem cât costă. Bă, costă ceva, din păcate. Costă cam mult și nu pot să-mi permit, așa că... Hai, următoarea cutie. Una, două. Uite, mă, cuțitul, bă. Și acum nu mai trece, bă. Bă, ce frumos, bă. Ce frumos când vezi cuțitul ăla acolo. Mai am vreo cutie pe aici aruncată? Nu mai am nicio cutie aruncată. Și mor de ciudă.
Și întotdeauna mai fac un singur lucru. După ce am terminat de deschis toate cutiile astea, mai merg pe shop și mai cumpăr una. De ce mai fac asta? Mi-a dat bait la Chameleon. O să mai cumpăr o cutie din asta Chameleon, pentru că mi-a dat bait și s-ar putea să-mi dea mânușile, să fi fost foarte aproape și să-mi dea mânușile. Așa că hai să mai adăugăm încă 10 leuți de aici, adică 8,99, și să mai deschidem încă una. Hai să vedem, am adăugat încă 10 lei, ultimii 10 lei, din păcate că nu ne mai permitem. Am adăugat vreo 70 de lei și de episodul trecut 70 de lei, 140 de lei. Și ce să vezi, la 140 de lei puteam să luăm oferta de 145 de leuți. Dar am greșit puțin cu matematica și am dat-o în bar. Așa că hai să mai vedem încă o cutie de asta. Să sperăm că nu ne dă albastră, că să descarcă tot norocul din cutie și după aia ne resetează cu albastră. Măcar ăsta, Huawei Tasho ăsta. Huawei Tasho. 3, 2, 1 și... un roșu. Da. Ne-a dat un ghost. Și nici măcar nu prea am văzut mănuși în cutia asta. Sincer să fiu cu tine. Dar cred că suntem aproape să deschidem un cuțitaș sau niște mănușițe. Niște mănușițele. Așa că... ăsta este opening-ul, băieți, pe ziua de astăzi. Îi dăm un match, o să ne dropeze niște cutii și mai revenim cu cutiile din joc. Trebuie să mai și jucăm joc. Hai să trecem la treabă. Am ales un joc nou nouț, adică să începem de la 0, pentru că numai așa îți dropează iteme. Și am început de la 0. Așa că haideți să vedem ce facem în acest match. Va trebui să facem foarte multe fraguri să ajungem pe locul întâi ca să ne dropeze chestii destul de bune. Auzim pe acolo ceva. Alergă ăsta, frumicianul ăsta. E dus, e plecatov. A murit unul pe aici. Ia uite-l pe ăla, îl vedem pe harta acolo. Super easy. Mergem după el. Rămas 1v1. Mamă, eram unul între altul. Super urât, a rămas 1v1 niciodată ăsta, nu mă bazez pe el. Uite-te cum îi merge, mâncața și... îți vine să-ți dai o palmă peste ochiane. Ăla plantează bomba, el merge în reluare. Ce să joace, mă? Dacă-l omoară pe ăsta, e mare minune. Da, mie mi-a dat cap și ăsta l-a ratat de 1000 de ori. Asta e, băieți. Oricum mie îmi place jocul, adică îmi place mai mult să joc decât să deschid, dar vouă vă place deschizătura, așa se zice. Încerc eu să trec jocul singur, cu toate că ăștia sunt slabi, rău de tot, sunt cei mai slabi. Sunt singurul om care chiar joacă pe bune jocul ăsta. Eu chiar... chiar joc pe bune. Ești nebun? Hai mă frate, dacă îți vin rush pe mine. Și vedem pe ăștia. N-am conexiune, nu. Și la ce joci dacă n-ai conexiune? Iată. La ce joci dacă n-ai conexiune? La ce joci? Ești un meci. Și am rămas și nu-mi dă drop-uri bune dacă nu câștig runda asta, dacă nu pe primul loc. Iaus. Uite-te aici ce se întâmplă, nu înțelegi nimic. Încarcă în timp ce se bate, îi merge în reluarică. Hai că intră jucători mult mai buni care... măcar să le meargă conexiunea, nu știu ce să zic despre asta, că nu le merge conexiunea. La ei lor merge conexiunea, dar la ei mei nu. Ne trebuie un AVP și nu ne permitem deocamdată. Luăm asta.
Foarte periculos să merg pe aici. Poate cineva afeca. Regi, mă! Hai, mă, că suntem bine. Suntem binișori, băieți. Mamă, e cu statrica asta, mișto rău. Toți, ei sunt o grămadă, noi suntem mai puțini, noi suntem 3. Perfect, m-a salvat băiatul ăla, 2-2. Flawless. Mandariznic, m-a salvat Mandariznic. Oh, mai sunt decât 2 la ei. Bă, ce se întâmplă? Oricum o să mai intre. Trebuie să termin pe locul întâi ca să-mi dea multe dropuri mișto. S-a deconectat altul. S-au conectat 2, 3 s-au conectat. Și 100% e AFK aici. Nu trebuie să fac eu kill-ul, nu ăsta. Raul, uite Raul, ai avut șansa, Raul, să te joci cu mine și a ieșit. O să ții minte. L-a omorât, bă. Ce bine joacă Real Victory ăsta, m-a întrecut. Mama, uite că sunt la ei acum, 4 și vede sus 3. E bine că fac mai multe kill-uri. Și le distrăm un pic mai mult. La distracție. Așa vrea YouTube-ul să auzi. Ne-am distrat foarte mult. Așa că spuneți voi în comentarii. Ne-am distrat. Ultimul e tot aici. Perfect. Mamă, fii atent ce avea asta. Ne băgăm puțin la creație cu arma asta frumoasă. Bidirciană, așa i-aș spune eu. Bidirciană. Wow, n-am avut nicio șansă. Bă, ești nebun, ce bine a jucat ăla. Cred că mă bazez puțin și pe AVP și a rămas ăsta versus toți. Iată, uite-te și tu ce. De ce șansă are ăsta și mie îmi dă one shot. Spate, l-auză spate, spate, ui. A, bă, ăștia nu joacă la căși, mă. Ce șanse au ăstea și pe mine mă omoară direct. Hai, mă, AVP direct, ne luăm. Ne luăm la harță. La harța aia gravă. Băi, cine s-a uită până aici să scrie Ion? Bă, de ce ai dat la mine un ochi cu el? Șambă. Șambă eu! De ce mă omoară, bă, chiar pe mine? E mort. E mort, ăsta trage pe-un pereț, nu știu cum a văzut acolo, mă mir că a văzut. Și e mort, că vine de spate. Zigzag se numește area asta. Bidilciană. De ce mă omoră chiar pe mine din toți? E atent aici cum se joacă. Aude aici trageri. Hai mă că activez eu AVP-ul. Mai am vreun AVP? Mai am bă unul. Mai am o singură șansă. Dar nu mai aruncați cu flash-uri. Care sunt ciumpalaci de aruncă cu flash-uri? Hai mă, intră aici.
Bă, dar nu mă vedeai, mă! Eu nu te vedeam, el mă vedea! Bă, ce urăsc! Acum nu mai știe să joace, acum e ciumpalacov! Mamă, ce bine joacă ăla, FB ăla, joacă pe Facebook! 2v1... Nu știu unde trage. S-a plantat bomba asta. E ciumpalac. Ia fii atent aici. Fii atent schemele. Eu nu știu ce schemă e asta. Nu știu. N-am mai văzut schema asta niciodată. Poate a greșit geamul. Pe aici a tras să aruncă. Să aruncă. Deja bomba. Ce-aia, mă, el stă. Van Leric! Slavă ăștia, bă! Mai am vreo un AVP? Da, bă, mai am unul. Van Leric. Bă, și nu sunt pe primul loc. Nu sunt MVP deloc. Iar trage la după mine și nici măcar nu mă vede, eu nu înțeleg cum. Bă, câți vin bă după mine, dar numai eu joc în echipa asta! Mă, fratele meu! Venirea doi pe mine! Dar numai eu mă joc! Și rămân ăștia care merg în lag! Aruncă total aiurea, n-are niciun sens ce se întâmplă aici. A dat flash, a dat flash lui ca să vezi tu cât IQ are. IQ-ul lui Berbatov. Ne-a rupt ăsta Facebook ăsta. Nu mai au AVP. Nu-i văd unde sunt. Uite-l. Jucăm cu cap noi. Capatos. Alo, ce văd aici? Joacă ăsta. Ia regele X-Lader aici, că sunt prea bun, mă duce capul prea mult. 12-6, ar fi bine să dropez cutii multe. Am rupt.
Ce ușor am murit. Eu nu știu de ce ai încărcat, că mai aveai gloanțe o grămadă. În dreapta. Spatele lui. Dreapta, dreapta, dreapta. Ciaules, baules. Slab, rău. Mă-mi plăcu arma aia. Cred că asta e M16. În cauza lui ăla, că a stat ascuns acolo. De-aia m-a omorât. Și-am dat rașin. Ai mei, unde sunt, mă? Al meu desenează pe pereți, mă! Nu știe, bă, să joace. Du-te, bă, acasă, dacă nu vrei să te joci. Nu îmi spune că s-a terminat. Așa cât am încercat. 13-8 cu... Sunt cel mai bun după hartă. 13-8. Hai să vedem ce-mi dă mie. Hai să vedem ce-mi dă. Niște bani mie. Bă, și mie cutie? X-Leader well played. Și mie cutie? Mie cutie nu. X-Leader bani well played. I-a dat cameleonul ăluia. Niște bani. I-a dat frame omului. I-a dat frame. Hai să vedem. Nu mi-a dropat absolut nimic. Niște well played-uri care nu am ce să fac cu ele. Ăsta a fost episodul, cine s-a uitat până aici să scrie Tribușon 23, pa, pa!